Bătrânii arătau ca și cum ar fi fost închiși și uitați într-un container. Sunt mărturiile șocante ale medicilor despre asistații sociali din azilele din voluntari. Conform jurnaliștilor de la Libertatea, în urma controalelor și radiografiilor, s-a descoperit că unii dintre ei, ajunși în pragul disperării de foame, și-au mâncat nasturii și hainele. Ca o completare la tabloul de groază, ies la lumină și stenogramele procurorilor din dosar. Vieții bătrâni erau bătuți cu bestialitate de angajații centrelor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dacă tu faci așa, te leg cu mâinile la spate, te sedezi și te țin o săptămână la pat, ai înțeles? Da? Mihailo, dacă mai duci o singură dată mâna să bagi degetele pe gât, ți-am legat mâinile la spate, te-am sedat și o săptămână nu te ridici din pat, da? Dacă ai băgat degetele pe gât, te bat de te căpiez, ai înțeles? Nu cu ton, că-ți dau un ton acum de te arunte pe scaunul ăla cu craci în sus, nu ridici tonul la mine. Sunt vorbele unor asistente sociale pe mâinile cărora s-au aflat bunicii cuiva, femei care ar fi trebuit să îngrijească și să trateze cu blândețe și compasiune vieții oameni. Însă aceste angajate nu se limitau la a-i infometa și a-i lăsa să trăiască în condiții greu de închipuit, ci îi tratau pe bătrânii ca pe niște animale. Și-a scos cearșaful de protecție de pe saltea, trebuie pus înapoi. Ăla cred că trebuie strâns de gât mai repede decât... Cu cearșaful eventual. Cu adevărat șocați de abuzurile înfiorătoare prin care au trecut vârstnicii, s-au arătat chiar medicii care i-au preluat în urma perchezițiilor de la centre. Doctori cu experiență care au văzut multe la viața lor au declarat pentru Libertatea că au simțit fiorii reci la vederea pacienților. Niciodată nu am văzut persoane atât de slabe ținute în condiții de murdărie, precum pacienții aduși de la aceste azile. Iar noi ne confruntăm zilnic cu cazuri sociale, cu suferințe ale oamenilor străzii. De-a lungul timpului, mulți trecători au văzut mâini întinse care cereau un colț de pâine prin gardul centrului, dar nimeni nu și-a imaginat că acei oameni mureau de foame la propriu, într-o instituție care îi avea în grijă. Când au susit la noi, am rămas șocați de starea precară în care se aflau, ca și cum ar fi fost închiși și uitați într-un container, deshidratați, slabi și extrem de murdari. Investigațiile medicale au depistat două cazuri obiecte străine în stomac, nasturi și mărgele, probabil că de foame și-au mâncat hainele. Când le-am dat parizer cu pâine, s-au repezit și au mâncat ca și cum ar fi fost prima masă din viața lor. Și totuși, de ce erau ținuți în aceste condiții cumplite? Pentru că parizerul costă, săpunul costă, iar fiecare bănuț era pus deoparte. Activiști din diverse ONG-uri care monitorizează aceste centre susțin că pentru un singur bolnav, patronii primeau de la stat în jur de 83.000 anual, adică cel puțin 7.000 de lei pe lună. Bani cu care se decontau servicii fictive, spun procurorii. Reprezenta o sursă de venit. Asta este principala noastră remarcă la adresa modului în care Ministerul Muncii consideră să facă asistență socială în România. Iar cinismul merge mai departe. Potrivit referatului de arestare al suspecților, membrii grupului infracțional nu se mulțumeau numai cu aceste sume, ci multora le cheltuiau și pensiile sau ajutoarele de handicap, le furau hainele, dar și medicamentele primite de la familii. În anumite cazuri, bătrânii erau păcăliți să semneze acte prin care le erau luate inclusiv apartamentele și proprietățile. Cam așa, până în 11-12, alergătură, ce naibii să fac. Am fost de-am făcut lui ăla buletinul că nu avea buletin, ca să dau la autoritatea tutelară. Trebuie să vină de la autoritatea tutelară să-i facă apartamentul și să ne dea acceptul, ca să poată să vină naie, să facă poze, să-l mărităm. Mai mă agăt și eu de ceva, că na, ci că e vreun 80.000. În ceea ce privește metodele de recrutare a bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități, membrii celor două grupări infracționale recurgeau la două modalități. Prima, complet nelegală, fără a organiza licitații, așa cum prevedea legea, de la direcțiile de asistență socială de pe raza București-Ilfov, a doua chiar de la familiile acestora, pe care le induceau în eroare cu privire la condițiile din aceste lagăre. Cum puteau păstra totuși paravanul unor centre de îngrijire și nu de tortură? Simplu. Afaceriștii invocau restricțiile de pandemie, astfel că niciun vizitator nu pășea pe holurile groazei. Ce d***, am jelit până acum? De ce? Păi cum mă, tată, mă, una singură în 28 de nebuni? S-au bătut doi aici, unul mă că nu i-am dat cafea. L-am omorât cu bătaia pe ăla. Foarte bine, fii la măsa. Din referatul de arestare al procurorilor de ICOT ies chinurile inumane la care erau supuși zilnic atât bătrânii cât și persoanele cu dizabilități internate în cele trei zile. Într-unul dintre cazurile de pedeapsă extremă, o beneficiară a fost încuiată în izolatorul de la subsol, unde a rămas două nopți la rând fără supraveghere.
Potrivit unui martor audiat în dosar, unii pacienți erau calmați cu sedative. Sensul acestei afirmații a fost că acelor pacienți de la etajele 1 și 2 li se dădeau sedative și din cauza asta deveneau docili și adormeau. Iar cei care nu erau ținutuiți la pat erau puși la munci grele. Pacienta Nicoleta și încă o pacientă, pe care aș putea să o recunosc după fotografii, prestau activități de debarasare, curățenie, spălat vase și rufe, schimbat scutece pentru doamna de 70 de ani. Cele două făceau toate activitățile care trebuiau făcute de către angajați. Din cauza acestor condiții, se arată în raportul procurorilor, mai mulți vârstnici au încercat să se sinucidă din lagărul în care violențele erau la ordinea zilei. Și când a venit Claudia, a venit nervoasă, puțin spus, era efectiv un purcoi de nervi, ieșeau flăcări pe nas dacă putea și s-a pus cu palmele pe ea. Mă, Beni, tu știi ce bucăți a dat? Deci eu, efectiv, am rămas șocată. Noi am cerut controle de la toate autoritățile, de la nivelul cel mai înalt, de la nivelul Ministrului Muncii, Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Inspecție Socială și Plăți, Agenția Județeană de GSPC-urile. De ce nu a intervenit nimeni mai bine de un an, când la mijloc erau viețile unor oameni? Explicația pe care au găsit-o jurnaliștii Centrului de Investigație Media și Buletin de București este că în spatele abuzurilor din aceste centre se află o încrengătură de cumetrii și legături între abuzatori și angajații statului. Printre alte nume prezente în ancheta jurnalistică, iese în evidență numele surorii Gabrielei Firea, șefă la asistență socială locală din Voluntari, chiar în perioada în care abuzurile aveau loc. Nu am absolut nicio vină, nicio implicare, nici eu, nici soțul meu, nici consiliera mea, nici sora mea, nici nimeni din preajma mea cu privire la ceea ce s-a descoperit ca și nereguli în aceste instituții. În acest caz, judecătorii au dispus arestarea preventivă a 4 suspecți, în timp ce alți 11 au fost arestați la domiciliu. Pentru 6 s-a dispus măsura controlului judiciar, iar 3 sunt cercetați în stare de libertate. Acuzații grave aduc procurorii de ICOT unui bărbat din Brașov care și-ar fi vândut băiatul de doar 13 ani unui fermier din Covasna. Anchetatorii spun că adolescentul ar fi fost obligat să muncească la o stână și ar fi fost cazat în condiții inumane. Probele adunate de oamenii legii au trimis pe cei doi învinuiți în spatele gratiilor. Vă avertizez că urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. În loc să fie copil, adolescentul de doar 13 ani ar fi devenit sclav la o fermă din comuna Zagon, în județul Covasna. Procurorii de ICOT au intrat pe fir după ce au aflat că un bărbat de 35 de ani și-ar fi vândut băiatul unui fermier din localitate, care l-ar fi silit pe cel mic să se îngrijească de cele aproape 200 de oi și capre de la stână. Tranzacția ilegală ar fi fost pecetuită cu o sumă de bani pe care tatăl băiatului ar fi primit-o de la fermier. Minorul ar fi fost exploatat prin obligarea la muncă, respectiv îngrijitor de animale la ferma bărbatului din Zagon, până în luna iunie a anului 2023. Anchetatorii au făcut percheziții la fermă și i-au reținut atât pe proprietarul animalelor, cât și pe tatăl copilului. Adolescentul de 13 ani, în schimb, a ajuns în grija asistenților de la protecția copilului. E vorba despre exploatare prin muncă. De aceea și a fost preluat în sistemul de protecție. La această vârstă copilul are cu totul și cu totul alte nevoi. Ce are nevoie în primul rând de educație, are nevoie de sprijin, acum are nevoie de consiliere psihologică. Proprietarul fermei este apărat însă de localnicii din Zagon, care spun că bărbatul nu ar avea nicio vină. Tatăl băiatului a lucrat și el la stână, însă de multe ori ar fi plecat și l-ar fi lăsat pe cel mic în voia sorții. Proprietarul animalelor l-ar fi îngrijit pe adolescent, iar când părintele său s-ar fi întors la fermă ca să-l ia, acesta nu ar mai fi vrut să plece. S-a dus taică-său la poliție, deci el l-a abandonat, el s-a dus la poliție. N-a mai vrut să plece nici copilul. Copilul iubea. Eu am întrebat copilul, de ce nu te-a luat acum cu tine când a plecat? Peste tot unde m-a dus, ne-a costic acolo, m-a abandonat. Vedeți în stare de așa ceva? Nu cred. E un băiat harnic, muncitor. N-am avut probleme cu el. În urma anchetei, oamenii legii au descoperit că băiatul nu știe să scrie sau să citească și nici nu cunoaște valoarea banilor. Dacă într-adevăr acest copil nu știe să... n-a fost o zi la școală, nu știe să scrie, nu știe să citească, nu cunoaște cifre și așa mai departe, va fi foarte greu. Dar noi avem un centru specialiști care se vor ocupa de acest copil. Atât tatăl adolescentului, cât și fermierul pentru care copilul ar fi muncit sunt acuzați de trafic de minori și rele tratamente aplicate minorului.
El Niño s-a reactivat după o perioadă de aproximativ 7 ani. Potrivit meteorologilor, fenomenul vine la pachet cu perioade de secetă extremă și temperaturi greu de suportat. De altfel, astăzi s-au înregistrat din nou temperaturi ce au atins chiar și 37 de grade în capitală. În ciuda toropelii, oamenii se feresc să deschidă aerul condiționat de frica facturilor. Organizația Mondială Meteorologică a emis avertizări pentru perioada imediat următoare, când vor fi mai multe fenomene meteo extreme, dar și temperaturi record. Toate sunt cauzate de fenomenul El Niño. Regimul precipitațiilor este influențat de această creștere a temperaturilor apei oceanice, în sensul că unele zone au mai multă ploaie decât de obicei, altele mai multe episoade cu secetă. Deci aceasta este influența directă. Însă episoadele extreme au început să se resimtă deja și la noi. Tocmai avem parte de ploi torențiale, dar și de episoade caniculare. O maximă de 37 de grade a fost atinsă și astăzi în capitală, iar în vreme ce mercurul în termometre crește pe zi ce trece, oamenii caută soluții. Toate geamurile și toate ușile, că nu-mi permit să dau drumul la aer condiționat. Am, dar nu-l folosesc. Soluții economice, căci aerul condiționat e un lux pe care nu mulți și-l permit, așa că stanionul în geam și draperia trasă par soluțiile cele mai potrivite pentru buzunar. Natural. Deschid, închid. 28-29 de grade în casă. M-am obișnuit așa. Și cum faceți să răcoriți puțin casa? Păi, geamurile deschise, seara. Seara târziu deschid să se aerisească un pic și asta este ce să... Nu-mi permit aer condiționat și nici nu cred că e foarte sănătos. Seara un duș și dimineața un duș, asta este. Specialiștii avertizează însă că valul de căldură din aceste zile este doar faza incipientă a fenomenului. Peste încălzirea globală se suprapune și sursa aceasta de încălzire a fenomenului natural El Niño. Potrivit meteorologilor, în zilele următoare la noi în țară sunt așteptate cantități mari de precipitații, însă de săptămâna viitoare temperaturile ar putea ajunge chiar și la 40 de grade. La câte vedem în fiecare zi, nu ar trebui să ne mai surprindă nimic în România. Dar până și Golden Gate-ul din Brăila a fost inaugurat cu peripeții. La ora la care mult așteptatul pod suspendat trebuia să fie pus în circulație, șoseaua încă nu era eliberată după ceremonia de la începutul zilei. Sute de șoferi au așteptat cu orele deschiderea, astfel că la intrarea pe pod s-au format cozi kilometrice. Deși deschiderea podului de peste Dunăre a fost programată pentru ora 13, a fost nevoie de aproape 3 ore pentru ca circulația să fie permisă mașinilor, totul spre disperarea șoferilor. Suntem considerați niște fraieri, adică nu reprezentăm nimic pentru clasa politică. Eu am crezut că la 1 sunt serioși și dă drumul și până la urmă am mai stat aici, am zis că la 2, acum... care două, nu știu, poate fi după amiază mâine. Trebuie să plec acasă, că pe căldura asta care este, nu rezist. Construcția a fost inaugurată cu un an și jumătate întârziere. Pe pod se va putea circula doar ziua, pe timpul nopții fiind realizate lucrări de demontare a macaralelor. Nu vor exista restricții de tonaj, însă șoferii vor avea o limită de viteză de 80 de km pe oră. Deși a fost pus în circulație, podul nu este gata în totalitate, drumurile de acces fiind încă în construcție. Potrivit autorităților, acestea vor fi gata la sfârșitul anului. Nu consider că s-au pribit. Până se poate circula pe el. După părerea mea. Nu ar fi fost logic să fie inaugurat când e finalizat 100%? Nu, că mai dura la noi. Noi ne mulțumim și cu puțin. Așa am fost noi învățați. Trebuia să se deschidă, chiar dacă drumurile nu sunt gata, ajută totuși. Suntem fericiți că în sfârșit s-a făcut după atâta timp și... ne scurtează și nou drumul către mare. Podul de la Brăila a avut parte de o inaugurare cu fast. La ceremonie au participat mai mulți oficiali. Avem o nouă dovadă, cât se poate de puternică, a faptului că și în România, dacă există voință și seriozitate, se pot duce la capăt proiecte majore de infrastructură. Ne dorim cu toții o Românie mai conectată, cu drumuri mai multe, mai bune și mai sigure. România transmite Europei și lumii întregi un mesaj clar. Iar acest mesaj este că vrem, știm și mai ales putem să ne construim destinul ca o națiune europeană puternică și mândră. Acest pod care leagă cele 3 regiuni istorice. Este
un pod pe care l-aș denumi un pod al speranței, un pod al unirii. Golden Gate-ul românesc are o lungime de peste 1,9 km. Valoarea proiectului depășește 2,3 miliarde de lei, iar banii au fost alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională. Potrivit autorităților, podul peste Dunăre are o durată de viață de 120 de ani. Podul de la Brăila este al treilea ca mărime din Europa. Acesta are două benzi pe sens și scurtează chiar și cu 2 ore drumul dintre Tulcea și Galați. Potrivit oficialilor, accesul pe pod va fi gratuit în primii 5 ani. Elevii de clasa 8 au putut de astăzi să-și completeze fișele de înscriere pentru liceu. Procedura le-a dat mari bătăi de cap atât elevilor cât și părinților, pentru că o singură greșeală de scriere ar putea duce la o repartizare nedorită. Au muncit împreună și au verificat ca opțiunile să fie trecute corect în ordinea dorită. Absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinții au venit încă de astăzi la școală să completeze fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu. Însă emoțiile nu le-au dat pace nici elevilor, nici părinților. Obositor, așa, nu știu, avem cu toți emoții și ne zăpăcește. Trebuia să fim foarte tensi la coduri, la opțiuni. Procesul este foarte greu și, din punctul meu de vedere, neclar. E o loterie, nu știu unde va ajunge copilul. Pentru mulți, completarea acestor fișe a devenit o întreagă muncă de familie. Eu doar am scris. Soția a fost cu codurile și cu aranjarea. Bineînțeles că am făcut aranjarea împreună în funcție de dorințele copilului. Mai mult la uman vreau să intru, nu la real. Chiar dacă a avut o medie bună, Ștefan are emoții și speră să intre la liceul la care dorește. Am avut media 9,35 și media din 5,8 a fost de 9,89. Deci eu zic că intru, sper. 88 de opțiuni am aici. Prima este Matei Basarab, a doua este tot Matei Basarab, dar sperăm că intrăm unde trebuie și unde este cel mai bine pentru noi. Elevii au fost sfătuiți să scrie cât mai multe opțiuni pentru a nu rămâne pe din afară. Eu am pus 52 de opțiuni, am pus destul de multe să mă asigur că intru undeva ok. M-am canalizat mai mult pe profil, mi s-a părut mai important decât liceul. Avem 148 de opțiuni și sperăm să, nu știu, să intrăm la un liceu care își dorește el. A avut media 7 și noi sperăm totuși să ajungă acolo, dacă nu, la celelalte licee care le-am optat. Pe 19 iulie va avea loc repartizarea elevilor, iar în perioada 20-25 iulie, aceștia trebuie să își depună dosarele de înscriere la liceul la care au fost admiși. Mașinile care verifică achitarea taxei de parcare pe locurile publice din capitală sunt de astăzi în misiune. Radarele mobile filmează, verifică și apoi sancționează pe cei care încalcă regulile, spre disperarea șoferilor, care spun că oricum nu sunt suficiente locuri de parcare. Avem un scanner, da? O tabletă care face legătura între cele 4 camere. În momentul în care intrăm pe un parcaj, avem 2 padele, stânga-dreapta, avem parcare pe partea dreaptă. Activăm pe padela partea dreaptă. Mașinile dotate cu camere de filmat scanează plăcuțele de înmatriculare ale autoturismelor oprite pe locurile de parcare cu plată. Ele sunt conectate printr-un soft la baza de date a companiei municipale, unde verifică dacă șoferii au plătit sau nu parcarea. Activăm padela partea dreaptă și începem să scanăm mașina. Radarul mobil poate verifica între 600 și 2000 de mașini pe oră în funcție de trafic. Odată ce scannerul este pornit, numerele de înmatriculare apar pe această tabletă, iar de aici informațiile sunt transmise către sistemul companiei municipale. În cazul în care numărul de înmatriculare nu apare în sistem, se aplică pe loc o sancțiune de 200 de lei. Odată ce amenda s-a emis, amenda poate fi emisă și la o dată ulterioară dacă mașina nu a fost mutată după 24 de ore. Dacă ați plătit parcarea, ați achitat fie abonament, fie aveți parcarea plătită prin diferitele metode, fie SMS, fie aplicație proprie, fie plata direct la un operator, numărul dumneavoastră intră automat într-un soft, într-o bază de date, care este ținută de compania de parking. Chiar dacă autoritățile se laudă cu noile achiziții, unii șoferi nu sunt dispuși să plătească parcarea și spun că nici radarele mobile nu îi sperie. Nu ne permitem.
Și acum dacă patrulează mașinile astea cu camere de filmat și îți iei amendă, ce faci? Ne le asumăm. Oricum nu avem unde să parcăm, chiar și cu ele și fără ele. Undeva trebuie să parcăm, nu? Chiar dacă ne filmează, chiar dacă nu. Da, adică eu, spre exemplu, eu am plătesc amenzi, că altfel n-avem cum. Iar alții nici nu știu dacă și nici cum trebuie să plătească locul de parcare. Cum o plătesc? Nici nu știu cum trebuie să o plătesc. Eu sunt din Brașov, așa că probabil că nici n-ar trebui să știu. Până acum doar 20.000 de locuri publice de parcare sunt în centrul capitalei, dar nevoia este mult mai mare, recunoaște chiar primarul general. Noi trebuie să ajungem pentru întreaga zonă centrală și de nord, trebuie să ajungem la 80.000 de locuri de parcare cu plată. Avem zeci de mii, poate sute de mii de locuri de parcare subterane, care nu sunt cumpărate azi, pentru că și care stau goale, pentru că nu există o piață. De ce nu există o piață? Pentru că e gratuit să parchezi la suprafață. Pentru că verificarea cu noile radare mobile se face automat, șoferii sunt sfătuiți să plătească parcarea imediat ce opresc mașina. Altfel ar putea să se confrunte cu situația în care dacă plătesc după 5 minute și între timp trece radarul prin acea zonă, vor primi automat amendă. Mi se pare că, nu știu, dacă staționezi doar câteva minute sau astea, te ia oricum ar fi. Din luna august anului trecut, compania municipală a dat aproape 150.000 de amenzi șoferilor care nu și-au plătit parcarea. Dintre acestea, mai puțin de jumătate au fost achitate. News Time se încheie aici. Sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place. La noapte, gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat în Maramureș, local în Moldova, Transilvania și la munte, unde vor fi înorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice. Se vor acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, dar și de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și se va răci, însă pe arii restrânse în regiunile sudice, disconfortul termic se va menține ridicat, indicele temperatură umezeală urmând a atinge pragul critic de 80 de unități. Îndeosebi, în a doua parte a intervalului vor fi perioade cu norări accentuate, averse și descărcări electrice în centrul, sud-estul, estul teritoriului, la munte și local în rest. Aversele vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse va cădea grindină. Pe alocuri vântul va avea intensificări și vor mai fi posibile vijelii cu o probabilitate mai mare în regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil cu norări temporare și ploi cu descărcări electrice. Termometrul va indica 28 de grade în Pitești și 27 de grade în Târgoviște. În Transilvania avem parte de o zi cu vreme instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice. Se vor înregistra 25 de grade în Brașov, la fel și în Sibiu. În Moldova cerul va fi în mare parte însorit, însă și ploile de vară își vor face apariția. Se vor înregistra 30 de grade în Galați și 26 de grade în Focșani. În vestul țării ziua de mâine aduce vreme ploioasă. Vor fi averse și intervale cu tunete și fulgere. Se vor înregistra 21 de grade în Reșița și 28 de grade în Timișoara. În Oltenia atmosfera va fi însorită, însă meteorologii spun că sunt șanse să plouă și vor fi perioade cu descărcări electrice. Mercurul din termometre urcă la 31 de grade în Craiova și 28 de grade în Târgu Jiu. În Dobrogea se anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Valorile termice ajung la 28 de grade în Constanța și 31 de grade în Tulcea. În capitală vremea a fost caniculară cu disconfort termic ridicat în orele după amiezii. Cerul a fost variabil și mai ales spre seară vor fi posibile înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a fost de 36 de grade. La noapte cerul va fi variabil, dar trecător vor fi posibile înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19-20 de grade. Mâine valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi vor fi perioade cu norări
temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Probabilitatea pentru vijelie și cantități de apă însemnate va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. La munte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri va cădea grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări locale, rafale de 55-70 de km pe oră, dar și de scurtă durată și în timpul ploilor. Valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Pe litoral, deși temperaturile scad ușor, vremea se va menține călduroasă. În orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 29-31 de grade, iar cele minime de 20-21 de grade. Cerul va fi temporar noros și, din orele după amiezii, trecător vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 26 de grade. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme.